Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Bereasla Haiducilor. Băi, în episod de astăzi nu vom face mare lucru, va fi un episod mai mult așa, să vizităm Haiduci, să vedem și noi ce am mai făcut. Am văzut că deschizi domnul Petru acest shop, așa că trebuie să-l prăduim, pentru că, da, de când l-așteptam să-l deschidăm, bum, ia să vedem, un stack, un diamant. A pus blocuri? L-a lăsat ingoturi. Ce leneș, mă. Deja a cumpărat cineva. Hai să cumpărăm și noi tot din partea asta. Să nu fim oameni răi. Unde e safe? Și pam, pam, pam. Bum. Ok, deci... Ups, fuck. Ok. Așa, perfect. Ăla-i. Pune-te aici jos. Bă, dar n-are și el un crafting table pe aici? Bă, da, uite. Bun. Bun. Un stack de blocuri. Avem iron acum, momentan. Oricum, știm de unde le cumpărăm. Bă, mi-a plăcut chestia ce a făcut retardul cu ecranul și cu alea, cu editul ăla. Prici. Bravo. Bravo. Meriți un os. Ăla-i. Mă, acum, hai să mergem în vizită. Nu o să mai pun pauză și chestii. Mergem cu... opa. Mor cu rachetele astea. Oricum, o să facem ca și data trecută. Vom merge numai la haiducii care au portal de Nether. Pentru că, bă, e destul de nașpa. Hai să începem cu Domino, dacă tot am început la spawn. Hai să mergem la Domino. Uiii. Ole. Mai ceva cu... nu. Ăla de coral. Bun. Și am ajuns la 2000... Văd că Domino s-a distrat pe aici. N-am mai venit de mult la Domino. Nu de altă zi. Asta zic. Hai să... Am un pat pe aici? N-am. Și nu l-aș folosi nici pe lui Domino, cu poate... Na. What? Bă, ce șmecher! Bă, cât de șmecher arată ăștia! Bă, ce tare! Screenshot! Vreau să fac o poză. Dai. Uite așa. Bum. Perfect. Ce e de acolo? Asta e ferma aia custom care o văzusem. Interesant, interesant. Ce mai are pe aici făcut? Uite, aici a terminat și acoperișul la asta. Cu lână maro și... Interesant. Bă, văd că s-a distrat Domino pe aici, nu glumă. Adică... Chiar s-a distrat. Acum... Hai să vedem. Următorul... Cred că o să mergem la... Peter... Opa. Hai să mergem la Peter. Opa. Prea mult. Bă, eu tot n-am terminat tunelul ăsta. Trebuie neapărat să-l termin. Am zis că îl termin și am uitat de el. Să de nebe. Trebuie că atunci știu cum am oprit că nu mai aveam lemn. Acum aș cam avea cam tot. Mic cadou de la hoodie. Interesant. Peter, văd că n-am mai făcut nimic pe aici. Doar căsuțele astea care... Cred că le-ați văzut deja. Ok, mai are ceva pe aici? Eu sunt curios dacă a reparat aici pământul ăsta. Nope! Uite leneșul! Bă, Peter, repară-mă groapa aia. Ce e așa greu să pui niște pământ? Bă, bun, arată oribil. Și știi și tu asta. Bun, hai să vedem. Mai aveam pe cineva pe tunelul meu, pe hoodie. Hai să vedem dacă omul a mai făcut ceva la bază. Nu l-am mai văzut pe server, deci, nu știu, poate a mai făcut ceva. Cine știe. Aflăm acum.
Adică, na. Nu cred că am mai făcut ceva, adică... Na. A rămas la fel satul ăsta. Păi, hai să facem manevră. Zburăm... Bă, de chiar mă, puteam să mă duc cu Elytra la hoodie. Ce prost sunt. Mă rog, hai să mergem și la domnul Șmen. Să vedem ce mai fac pe acolo, pe la bază, că... n-am mai intrat vreo câteva zile pe server și... aparent s-au mai făcut unele chestii. Opa. Op. Opa. Bine. Mă rog. Jos. Coborâm frumos, elegant, cât de cât. Și vedem ce e pe aici. Văd că peștera asta a rămas la fel. Băi, îmi place mult chestia asta cum e și să dea nebi. Deci pur și simplu crezi că e o groapă simplă. Dar vii aici, spam pe buton. Bum. Unde e butonul? Buton. Ăla-i. Bă. Să te pun la vlac cap, mă. Bă, nebunule. 4. Stai, 4 bicăne și are 5 efecte. Ce? Stai, ce? What? Cum ne vine asta? Ok. Pai ce ce pe aici? Ok, deci storage room-ul, enchanting table, a făcut ceva pe aici? No. Cam lene asta pe tine, bă, blu, lene mare. Pai aici sfermele astea două. Asta de culoare. Forță. Bun, hai să vedem. Cine mai e pe acum? Puf, Colpir, Ciuncio, Snake și Deadly. Cred că merge la Snake și la Deadly. La ei n-am fost până acum mai deloc. Adică n-am mai mers de vreo săptămână și ceva. Poate au făcut ceva pe acolo. Nou. Hai pe sus, urcă, urcă. Ui! Ce-mi place chestia asta. Ce-mi place litra asta să dea nebi. Deci, e prea, prea tare. Bum. Bun, hai la Snake și la Deadly. Și după mergem și la Puff. Apoi mergem la Colpir și apoi la Ciuncio. Ciuncio e cel mai departe dintre toți. Când e vorba de portal. Dar nu-i bai. Parcă pe aici? Ia. Nu mai știu. Am uitat. Hai să vedem. Wow, stai așa. Tai, 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 tai. Ce ar trebui să... Bă, asta ar trebui să fie o cruce. Este. Opa. Tai, tai, tai. Asta ori e o cruce, ori ar trebui să fie o statuie. Nu știu. Dar uite cât... Uite cât de ăsta... Cât stone brick. Păi, ce ne vreți mă să faceți aici, nebenților? Wow. Ok, uite, mai are pe aici... gold. Interesant. Interesting. Uite și mai are și căsuța asta aici. Bine, dar asta știam. Au mai făcut ceva pe la aia sau o fi rămas la fel? Nope, e exact la fel cum o știam. Bă, dar mai pune și voi lumină pe aici, adică. Ok, bun. Cu ei a fost rapid. Acum trebuie să mergem la... Puf! Să vedem dacă a mai făcut domnul ceva pe server. N-am mai vorbit cu dementul ăla de vreo câteva zile și presupun că a mai construit și el ceva pe la baza aia lui, adică... N-am spart degeaba, dita-i perimetru. N-am muncit degeaba, nu-i așa, Puf? Nu-i așa? Oh, îmi cer să mor.
Aș vrut să zic de ce n-ai pus cineva un cap acolo, dar 100% eu l-am pus. Bun, ia să vedem. Puflică, ce ai mai făcut pe aici? Cred că nimic. A dat lenea pe tine, puf? Ia uite. Păi da. Uite aici zomba lui. Nope. Nimic, nimic, nimic. Bă, asta e. S-o apucă omul să facă ceva pe aici, la un moment dat. Opa. Hai să mai scot un stack de rachete. Să am la mine. Om, deci câte rachete am folosit de când am cumpărat barrel-ul ăla de la puf. Hai, mă. Bă, mai, mă disperă. Deci mă disperă versiunea asta. Nu. Neață. Bine că te-ai trezit. E mai rapid dacă facem asta. Poc. Și poc. Pe aici am mai făcut băieții ceva? S-a apucat de... Nu, no, pe ferma a rămas la fel. Pitare. Hai să pare din chestia asta. Aici era ăla de coborât? Nu. Nu contează că n-am looting pe ăsta. Trebuie neapărat să-mi fac și sabia aia. Da. Mă rog, hai să mergem la colpir. Colpir era undeva în partea asta, parcă. Și undeva pe stânga. Uite aia. Asta vreau să o găsesc. Bă, nu trageți mă după mine, mă. Lăsați-mă în pace. N-am greșit cu nimic. Absolut nimic. Sus, 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 sus. Perfect. Colpiruț, ia să vedem. Tu ai mai lucrat ceva? Pe la bază. Trebuie mereu în Ocean. Presupun sau stai, a făcut ceva pe afară? Bine, omul a zis că o să-și lase mai fermele afară, așa că... Da, aici e la fel. Și pe aici... ce speed am prins de la... Cum am intrat în asta. Ok, deci asta ar trebui să... Ok. Bă, asta nu observă detaliul ăsta, că a făcut asta ca să o țină în mână, cum ar fi. Bă, arată destul de interesant. Ciudat într-un fel statuia, dar și interesant. Uite, pus să-i în gură. M-am mâncat. Ce naiba s-a auzit? Ok. Bun, ia să vedem. Pe aici... Nu, pe aici nimic. Pe aici? A, asta este storage room-ul ăla micuța lui. Bă, oricum, o să iasă interesant baza nebunului. Adică, bă, n-ai cum. Uite, văd că a pus obsidian peste, mai peste tot pe aici, pe jos. Zice el că o să pun obsidian ca să-i facă niște detalii sau ceva. Și ciuncio ar trebui să fie undeva, uite aici în partea asta. Văd că și-a mai continuat construcția asta lui, adică... Bă, pot să zic că sunt mândru de ciuncio, adică... Bă, chestia asta e luată într-un joc, din Borderlands, și el o face la zero. Pur și simplu, omul ăsta o face de la zero. Stai așa. Toată chestia asta e făcută într-un joc. Mă rog, e dintr-un joc. Apă bune. Stai mă că, uite aici ce vrea glass. Băi, deci toată chestia asta e dintr-un joc și el o reconstruiește Minecraft singur. Nu, deci e chiar tare. Chiar îmi place. Acum sperăm că o termină. Sper. Eu am încredere în ciuncio că o să o termine, dar dacă le apucă lenea, nu cred că o să o termine prea curând. Sau dacă o să mai termine. Și chestia asta, și asta mi se pare că era tot la fel în joc.
într-un fel, în orașul ăsta, dacă țin eu bine minte, trebuia să, puteai să ajungi numai cu trenul, adică, mă rog, era o șină acolo sau ceva, și că trece pentru o clădire de genul. De asta și făcut clădirea asta aici, omul. Oricum, sper să iasă ce vrea aici să facă. Bă, am ratat vreun haiduc? Stai să mă gândesc. Billy nu l-a mai văzut pe server, Hoodie așa. Bă, Stunter nu știu dacă a făcut ceva sau dacă și-a făcut ceva pe aici. Ce? A, ăsta e chinarul, ciunciu. Ok. Ok. Bă, deci cred că n-am ratat pe nimeni. La spawn nu s-a mai construit absolut nimic. Bă, n-am mai fost în vizită pe la haiduci de, nu știu, cred că 2-3 săptămâni, poate, ceva de genul. Dar văd că oricum au progresat fiecare cum a putut în funcție de timp și astea. Nici noi nu ne lăsăm mai precios de ei, adică, bă, să fim serioși, lucrăm aici cât de mult putem și cât de mult timp am. Îl dedic pentru episoade. Cam mai vreau și o pauză și chestia, ați văzut că n-am mai postat marțea și joia în ultimele două săptămâni, dar pur și simplu nu am chiar așa de mult timp încât să filmez și brezlă, să apară și aproape, mă rog, să apară și luni, miercuri și vineri, vreau să zic joi și vineri episoade. Am luminat aseară sau alaltă seară, am intrat pe server și am pus niște stile în turnuri. Uite, cum vi se pare, vi se pare interesant așa să punem niște blocuri de wool amestecate cu stone? Nu știu, arată drăguț, uite, decât așa foarte sec, foarte așa. Că am pus astea, sunt carpete, stai să vă arăt. Aici sunt carpete și sub am pus silenternuri. Ca să luminăm un pic străzile astea până facem niște stâlpi, că deja era enervant când veneau mobi, apăreau creeperi, nu erai atent, îți explodau în spate. Și aici am pus un silentern, la fel. Aici n-am mai lucrat, subteranul, dar îmi place cum, a ieșit, cum arată lumina aia acolo. Adică luminează așa un pic aici. Mi-a cineva idee, aici am putea pune apă și sub toată canalizarea asta să facem metroul. Dar dacă ar fi să facem un metrou, cred că o să-l facem doar de design, adică să nu fie funcțional, să construim noi un metrou. Deci, construim tubul de metrou. Ce m-am speriat să dea nebi. Să construim tubul de metrou, apoi să construim un metrou custom făcut de noi și să pară că pur și simplu ăla circulă pe sub tot orașul sau ceva de genul. Mă, e o idee bună chestia asta și s-ar putea să o punem în aplicare. Acum să vorbesc și cu alți haiduci pentru că, da, să vedem ce spun și ei, că până la urmă ăsta e spawn-ul și bine, e subteran, nu știu pe cine interesează subteranul, dar, na. Mai fraților, cam atât cu acest episod. Până data viitoare, eu am fost Dark și v-am salutat. Ciao, les. Pa!